Polițiștii au efectuat verificări pe linia combaterii infracțiunilor silvice, iar în parcarea din vârful Prislop au depistat un autocamion încărcat cu materiale MNOS care staționa. Văzându-i pe polițiști, șoferul a plecat în viteză, iar la 500 de metri aceștia au reușit să-l oprească. Când i-au cerut bărbatului să prezinte documentele pentru transportul lemnului, acesta s-a închis în cabina și a trecut la amenințări. Polițiștii au fost nevoiți să folosească spray-ul lacrimogen, moment în care șoferul a deschis portierele și a devenit recalcitrant. Din verificări a rezultat că nu avea aviz de însoțire a mărfii. La locul faptei a apărut o a doua persoană care a amenințat cu moartea pe polițiști. Oamenii legii au vrut să conducă mașina cu cei aproape 10 metri cub de materiale MNOS spre ocolul silvic Vișeu de Sus, dar un al treilea bărbat cu o mașină de teren a accidentat autocamionul în mod intenționat. În autovehicul se afla și o armă de tip Airsoft. Acum se fac cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și ultraj, fiind totodată aplicată și o sancțiune contravențională. Întreaga cantitate de materiale MNOS a fost ridicată.